fiecare dată, după sărbători, românii vor să devină brusc mult mai supli, dacă s-ar putea într-un timp cât mai scurt. E posibil să slăbești rapid doar prin sport? Într-adevăr, sportul constituie un factor foarte important în procesul de slăbire și nu numai, în menținerea unui stil de viață sănătos. Ar trebui să înțelegem cu toții că, de fapt, foarte important este termenul de echilibru în viața noastră și lucrurile nu vin așa într-o săptămână, nu se câștigă foarte ușor, mai ales când este vorba despre o transformare corporală. Cel mai important este să avem cât de cât puși la punct trei factori foarte importanți, cum ar fi alimentația sănătoasă, care este pe primul loc, sportul, care ne aduce foarte multe beneficii, dar și odihna este foarte importantă. În continuare, vă voi arăta trei exerciții pentru trei grupe musculare diferite pe care le puteți executa sub forma unui circuit. Începem cu un exercițiu ce implică musculatura coapselor și fesierul, un exercițiu de bază. Trebuie să fim foarte atenți la postura noastră pe tot parcursul execuției. Depărtăm picioarele la lățimea șoldurilor sau umerilor, genunchii sunt puțin flexați, spatele drept, trebuie să fie într-o poziție neutră, abdomenul încordat, de aici cobor cu greutatea în spate, încât bazinul meu să ajungă cel puțin la nivelul genunchilor și între genunchi și linia dintre genunchi și bazin să fie paralelă cu solul. Și revin în poziția inițială, încordez fesierul pe extensie. Cobor, inspir, expir când mă ridic. Este foarte important să sincronizăm respirația cu exercițiul. Avem două faze ale exercițiului și două faze ale respirației. Inspir pe coborâre și expir pe ridicare. Acesta este primul exercițiu pe care îl vom executa în continuare de 20 de ori. Următorul exercițiu implică musculatura brațelor, umeri și piept. Este flotarea, palmele depărtate, un pic mai larg de lățimea șoldurilor sau umerilor, pieptul în față, spatele drept, aflat într-o poziție neutră, implic și musculatura fesierului, încordez abdomenul, cobor până ating pământul cu pieptul, mă împing în brațe și revin în poziția inițială. Inspir, cobor, expir, urc. Ultimul exercițiu este un exercițiu de izometrie. Se mai numește și planșă. Tot aici, plecând din poziția de flotare, mă mut cu greutatea pe antebraț, pieptul în față, coatele se află fix sub linia umărului, fesierul strâns, abdomenul strâns, spatele drept, deschid pieptul, strâng omoplatul, încerc să mă concentrez, să încordez tot fiecare mușchi al corpului și respir. Rămân în poziția aceasta timp de un minut. Rețeta minune, din păcate, nu există. Este vorba despre consecvență, este vorba despre determinare și ambiție și trebuie să trecem cu toții cu pași mici spre schimbarea stilului de viață către sănătate, ca să spun așa. Așa că ar trebui să începem cu cele mai mici schimbări în alimentație, să trecem la consumul de fructe, de legume, de alimente sănătoase și să combinăm totodată cu mișcarea de cel puțin 3 ori pe săptămână. Un alt set de exerciții pe care îl puteți executa doar folosind un scaun este: rămân sprijinit, spatele drept, genunchii sunt un pic flexați, piciorul de sprijin rămâne nemișcat, întind celălalt picior, fesierul strâns, inspir, cobor, expir, urc. Este un exercițiu ce îmi include musculatura fesierului și a coapselor. Abdomenul rămâne în permanență sub tensiune și continui. Exercițiul numărul 2, ca să fie mult mai ușor pentru doamne în general, execut flotarea, palmele depărtate la lățimea umerilor, spatele drept, abdomenul strâns și cobor și împing în brațe și revin. Inspir când cobor, expir când urc. Este foarte important ca spatele meu să rămână într-o poziție neutră. De asemenea, abdomenul strâns, fesierul strâns. Ultimul exercițiu din acest set imită genuflexiunea. Rămân cu genunchii ușor flexați, spatele drept. Este un exercițiu ce include musculatura coapselor și a fesierului. Abdomenul strâns și cobor.
mă așez ușor pe scaun. În momentul în care am simțit suprafața, hop, mă ridic repede, încordez fesierul pe extensie, mă sincronizez cu respirația, inspir când cobor, expir când urc, încordez abdomenul și fesierul. Nu uita că spatele tău trebuie să rămână într-o poziție neutră. Acesta este ultimul exercițiu din acest set. Poate fi repetat de 3 ori până la capăt, în număr de 15 sau 20 de repetări. Succes! O viață activă are ca beneficii o minte liniștită, un tonus bun și un corp sănătos. Chiar dacă suntem la birou, un pic de mișcare ne poate schimba starea de spirit și ne poate face să zâmbim când ne privim în oglindă.